Tragedie la Joldănești, o copilă de 13 ani a fost găsită carbonizată după ce locuința familiei a luat foc. Potrivit unor surse apropiate anchetei, fata ar fi încercat să-și încălzească mâncarea la o plită electrică. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16 și 19 minute. La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de salvatori și pompieri. Ajuns la destinația angajații inspectoratului, au stabilit că locuința este cuprinsă de flecări. În procesul intervenției în interiorul casei a fost depistat corpul carbonizat al minorii. Din primele investigații s-a stabilit că fata avea dezabilități, iar în momentul producerii incendiului, aceasta se afla singură, fără supraviețuire. Era maturilor. Totodată incendiul a distrus bunurile materiale din locuința pe o suprafață de 63 de metri pătrați. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite în cadrul unei închete de serviciu. În acest context, GSU îndeamnă părinții să nu-și lasă copiii nesupravegheați, pentru a evita situațiile de risc. De la începutul anului, în Republica Moldova s-au produs 1112 incendii, în care și-au pierdut viața 63 de persoane, inclusiv trei copii. Au ascuns droguri în motoare pentru pompă și le-au trimis din Ucraina în Republica Moldova. O grupare specializată în producerea, păstrarea și comercializarea drogurilor a fost deconspirată de oamenii legii, datorită colaborării autorităților de la Kiev cu cele de la Chișinău. Captura de droguri valorează pe piața neagră peste 3 milioane de lei. Aceste imagini au fost surprinse acum două zile pe șoseaua chișinău cimișlia Oamenii legii au reținut organizatorul grupării, un tânăr în vârstă de 28 de ani, care tocmai se întoarcea de la Comrat, unde ar fi distribuit droguri în ascunzișuri pentru consumatorii de acolo. De fapt, operațiunea a debutat încă în martie curent, atunci când autoritățile din Ucraina au reținut un bărbat, membru al grupării, specializat în producerea drogurilor și camuflarea lor în motoare pentru pompe de presiune. Reținerea acestuia a avut loc atunci când încerca să iasă din Ucraina cu 4,5 kg de droguri și să intre în Moldova prin punctul de trecere a frontierei de la Tudora. Pentru a identifica și destinatarul autorităților, autoritățile din Ucraina au întins o capcană. Au golit motoarele de narcotice și le-au lăsat să ajungă la destinație, nu înainte de a anunța polițiștii moldoveni, care au mers la gara de nord și s-au pus de pândă, până când a venit un bărbat care urma să ridice coletul. Astfel, membru din Moldova al grupului criminal organizat care a preluat motoarele livrate la gara de nord din Chișinău a fost deconspirat. Prin urmare, acesta a fost reținut în baza probelor acumulate, inclusiv înregistrări video ale bănuitului. Până la reținerea acestuia de către oamenii lege, este menționat și faptul că bărnitul a dus mătoarele pentru pompă la un punct de colectare a fierului uzat, după ce a constatat lipsa drogurilor din ele. Ulterior, la solicitarea Procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, bărbatul de 40 de ani care în momentul reținerii avea cu el droguri de același tip, a fost plasat în arest preventiv, unde este investigat în continuare, alături de organizatorul grupării, pe numele căruia procurorii la fel au solicitat arestul preventiv. Prin falsificarea documentelor, ar fi delapidat compania la care lucra de aproape jumătate de milion de lei. Un fost operator de vânzări este cercetat penal. Potrivit faptelor investigate, persoana cercetată în perioada în care era angajată ca operator de vânzări la o agenție de turism din municipiul Chișinău, ar fi falsificat mai multe extrase bancare legate de confirmarea plăților primite de la persoane fizice și juridice. Ulterior, agenția de turism ar fi efectuat diverse achitări fără a cunoaște că, de fapt, banii achitați de turiști nu au a ajuns în contul companiei fiind însușiți de către bănuit. Astfel, agenția de turism ar fi fost de la pedată de mijloace financiare în mărime de 433.500 de lei. În urma efectuării perchezițiilor la domiciliul bănuitului, au fost ridicate acte relevante pentru cauza penală. Persoana urmează a fi cercetată în stare de libertate, timp în care se prezumă a fi nevinovată, până la pronunțarea unei decizii definitive și irrevocabile de judecată. Se dădeau drept polițiști de frontieră și esturcau sute de dolari de la cetățeni ucraineni. De asta sunt suspectați trei indivizi care foloseau legitimații false de polițist pentru a amenința bărbații ucraineni care vor deporta în Ucraina. Unul dintre suspecți originari din regiunea Transnistriană a fost reținut, poliția publicând și imagini. Potrivit poliției, încă pe 29 martie, un grup de persoane a oprit trei bărbați, cetățeni ucraineni, în apropierea localităților Râmnița și Rezina. Aceștia s-au prezentat ca fiind colaboratorii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prezentând legitimații false pentru a efectua un control de rutină. Sub pretextul acestei activități, indivizii au confiscat pașapoartele cetățenilor și au forțat să urce într-un automobil, continuând astfel călătoria spre Chișinău. Conform probelor adunate, după aproximativ 40 de minute, mașina a fost oprită pe o stradă neiluminată. Suspecții dorind să obțină bani prin metode ilegale au cerut fiecărui cetățean ucrainean câte 500 de dolari. Aceștia i-au amenințat că, în cazul în care nu se conformează, vor fi deportați în Ucraina. De teama pentru siguranța lor, victimile au dat banii, echivalentul la 26.460 de lei. În urma unor măsuri speciale de investigație, polițiștii au reușit să identifice organizatorul schemei infracționale, un bărbat de 42 de ani, locuitor al regiunii transnistriene. Când au aflat că bănuitul intenționează să vină la Chișinău, oamenii legii au organizat o ambuscadă, în cadrul căreia suspectul a fost răținut așa cum acest lucru nu putea să se întâmple mai devreme pe teritoriul regiunii transnistrene. La moment, poliția întreprinde acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru acumularea probelor, dar și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema infracțională. Un taximetrist a ajuns la spital după ce automobilul pe care îl conducea a fost lovit cu putere de un Lexus condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani. Accidentul s-a produs pe bulevardul Dacia din sectorul botanic al capitalei. Rezultatul impactului, vehiculele au fost deteriorate tehnic, iar taximetristul în vârstă de 28 de ani a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru investigații medicale. Pe caz a fost inițiată o anchetă. La două săptămâni de la complitul accident de la Codreanca, medicii anunță că cel de-al cincilea copil care a ajuns la spital a fost transferat de la reanimare în secția de ortopedie. Purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, a declarat că toți cei cinci micuți se simt mai bine și se află în continuare la spital. Amintim că cinci persoane au murit, iar cinci copii, dar și șoferul care ar fi provocat accidentul, au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit și au luat foc. Accidentul s-a produs în apropiere de localitatea Codreanca, Raionul Strășeni. Oamenii legii au deschis un dosar penal. Preliminar s-a stabilit că șoferul de 22 de ani nu s-a asigurat și efectuând manevra de depășire peste linia continuă, s-a lovit frontal cu automobilul care venea pe contrasens. De altfel, el nici nu avea permis de conducere, după ce acum o lună și jumătate fusese prins băut la volan. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul de 22 de ani va sta următorii 10 ani după gratii. Anterior, tinerul a fost certat cu legea, fiind condamnat pentru jaf și furt. Săptămâna trecută, șoferul a fost plasat în arest în penitenciar pentru 30 de zile.